Salut, bună soare, și astăzi aș vrea să vă arăt o chestie. Deci am dat de cel mai tare om la solo. Deci 51 de mii. Deci mi-am dat heal cu 50 de mii de puncte. Să vă arăt aici battle log. Ultimul match aici cu Poco. Bun. Să vedeți și voi de ce om am putut eu să dau. Asta, nu e asta. Nu e aici, nu știu cum. Se bate să fie. Erica, aici. Cum îl cheamă? Domnul Nani. Bine, asta te-am schimbat power. Lasă, el mă s-a schimbat în niciun, nu? Asta, asta. Nu stăteam să-mi dea damage zona, deoarece vreau să fac misiunea. Cu heal-ul și chestiile astea. Eu eram aici, Ben era aici. Și abia la un moment dat mi-am dat seama că gen zona-s 2300 după ceva timp. Eu aici panicat din cauza totuși credeam că o să mă omoare pe-am. Tot își lua damage și da, cred că omul avea misiune gen să-și dea heal nu știu câte puncte și efectiv când am dat de omul ăsta, aici venea ursul pe mine, când am dat de omul ăsta, m-am zis, bă, bă. Deci m-am zis, am dat suturile, am dat aici două suturi, aici apoi am să-i pus să ia suturi. Luasem ăștia. Mă deschisem aici sus. Și făceam așa, mă învârtisem. Pe am vrusesem și ăsta. Cred că e băiat sau cum fine, nu știu ce e băiat sau fată. Dar totuși chiar a jucat-o fain omul. Și da, am câștigat eu. Aici tot făceam chestia asta până să strângem. Ok, aici o să-și transese zona de tot aproape. Noi eram aici frumos, elegant, în zonă, nu știu cum numerisem eu exact zona mea, participa la Mico. Și da, pe am își luase damage, avea mai puțin HP. Vroiam să dea în mine să iau locul 2 și acesta m-a fost prea tare. A fost cel mai tare om. Bun, și că tot am început eu așa un episod Brawl Stars, haideți să-l continuăm, că de ce nu? Let's get this party started! Nu știu, dar mie mi s-ar părea foarte bun un buff pe Poco, pentru că nu da așa mult damage, dar totuși, când ai power mic pe el, când ai puține power cubes, nu da așa mult damage, dar când ai mai multe, în altă versie. Ok, de- să-i șansă, i-am lăsat șansă. Nu am avut internet și am lăsat șansă. Nani era prea problemă. Ok, nu prea am făcut eu. Ok, am făcut, se pare că am făcut acum. Bun, mai e puțin și fac și misiunea pe Poco, pe Pochito. Trebuie să fac două de cele de Poco, băiat. Thank you.
Beto, Beto. Eu escuto o Beto. Eu tenho uma peste de dia, tô lá, eu vou ler para as frescas. Eu ia ficar no dia, não me leva a achar. Eu vou de agora. Se eu virar, se eu se porto. Não quero que... Mamma il porco, mamma il ragazzo, mamma il porco, non sono fatti una scena. Și eu îmi țin ultimata în caz că vine al brawler pe mine și o să nu faci pe să-mi dau și ultimata, dar și gheghetă. Oh my god, nu am câștigat. Oameni buni, uitați-vă ce e aici. Și da, sâmbătă aceasta o să trebuiască să primiți, cred că după ora 10, o să intrați pe Brawl Stars, căci o să primiți brawlerul cel nou. Este un brawler destul de OP, este combinația dintre Piper sau Brock, să zic așa, da, Brock și Crow, pentru că dă... Dar nu știu dacă el când are Star Power dă heal, dă heal cu echipierile. Sunt și fără Star Power, gen. Are 5. Îmi spuneți că sunt transpirat și chestii de ăștia. Gotta get that loot. Don't do that. Well, don't stop. Da, easy. Easy. Dau gadgetul. Dau și tot. Ce a fost asta? Locul 1, mamă, locul 1, așa. Așa se câștigă ca un proplesă. Chiar dacă mi-a dat acel max, mi-a dat de mai scop. Da, i-am dat și eu. Oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Aris. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Like dacă vreți dați și subscribe. Dar haideți să facem și noi 50 de abonați, căci zic că ar merita. Eu am fost Aris și noi ne vedem data viitoare. Ciao!